ți-ai pregătit pielea pentru sezonul cald? În primul rând, dragii mei, trebuie să folosiți apă și săpun. E un start foarte bun. Și în fiecare seară o cremă hidratantă, fără expunere la soare. Săptămâna îl fac un gomaj, pentru că e foarte important și pentru piele, dar și pentru ten. Mi-am dat cu niște autobronzant, nu nimic altceva. Dau cu cremă după ce mă spăl, o cremă hidratantă și în general nu prea mai expun la soare decât cu factor de protecție. Fără o mie de produse de cosmetică, fără exagerări, pentru că lucrurile astea nu fac decât să încarce tenul nostru. Folosesc mască, îmi permite tenul să arate mult mai fresh după și dimineața și seara înainte să mă culc, bineînțeles, în primul rând ne demachiem. După ce ne demachiem, eu îmi pun tot timpul la ochi, am grijă că am partea sensibilă și folosesc creme specifice pentru ochi. Acum fac o procedură cu un aparat senzațional care estompează vergeturile. Cu cremă de la farmacie, din aceea, pentru piele sensibilă. Eu sunt pregătită pentru vară tot timpul, pentru că în India e soare mai mereu, așa că am grijă tot timpul să aplic crema de protecție. Mă hidratez foarte mult, beau foarte multă apă.